Bună dimineața, bine v-am găsit la Prosper Live și Hristos a înviat. Discutăm în această dimineață cu fostul fundaș al Stelei Pompiliu Stoica, dublu campion cu trupa din Ghencea. Acesta a bifat meciuri atât în perioada în care Becali nu patrona echipa înainte de 2003, dar și după 2003 când latifundiarul din Pipera a devenit patronul actualei FCSB. Deci, Pompiliu Stoica este unul dintre oamenii avizați care să spună, să hotărască dacă FCSB este sau nu Steaua. În partea a doua a emisiunii dialogăm cu portarul celor de la CSM București, Denisa Dedu. În studioul ProSport suntem alături de Carmen Mandiș. Bună dimineața, Carmen, și Hristos a înviat. Bună dimineața, adevărat a înviat. Ia spune-mi tu, Pompiliu Stoica, prima amintire pe care o ai ca ziarist legată de... Stai că m-am îmbătrânit și eu așa. Și m-am senilizat. Tu ai prins momentul cu Steagul, cu Răzvan Lucescu? Nu era impresionant? Nu eram. În fapt, stai că era 2001. Eram nici copii, măcar nu? Colaboratoare deși la gazetă pe vremuri. Deci tu ai început să colaborezi pe la cât? Pe la 16 ani. Da. Erai precoce. Am avut șansa. Și aveam fotbal frumos. Eu fiind din Vrancea, aveam o echipă ce a jucat cu Steaua în acele vremuri, Vrancarta Jud. Erau și echipele de la Focșani, era Narcis Răducan acolo. Era o perioadă frumoasă și am avut ce să transmit din acea zonă. Plus meciurile de la Bacău, Onești. Mergeam, mă ducea tata, deci a fost... Da? Mergeai pe acolo prin zona simplu, aia, a fost simplu să pot să transmit ceva. Uite, pentru suntem alături de Pompiliu Stoica. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața și adevărat a înviat! Adevărat a înviat, într-adevăr. Cum ai sărbătorit Paștele? Acasă, în familie. Cam, să zic așa, ceva nou pentru mine. Familie lărgită sau... Nu, familie restrânsă, bineînțeles. Soția și cei doi copii. Te sperie virusul COVID? Puțin da. Din ce mai văd și eu și din ce mai aud, puțin da. Dar dacă vom sta izolați și nu vom fi expuși, nu cred că trebuie să ne facem griji prea mari. Băieții tăi sunt ambii fotbaliști. Cum se pregătesc în perioada asta? Stai cu gura pe ei prin casă să tragă tare? Nu. Ianis știe ce are de făcut, e profesionist. Din fericire avem condiții ca să se poată pregăti în mai toate zilele, așa că nu fac griji. Aveți spațiu? Aveți spațiu acasă? Aveți curte? Da, da. Din fericire stăm la casă. Și avem, asta spuneam, avem toate condițiile pentru a se putea mișca. Ianis e puțin mai diferit decât tine, nu știu, sau generația aceasta tânără, pentru că de multe ori când mai luam legătura cu tine sau te mai întrebam de el sau cu el când vorbeam, spunea nu, tata nu vorbește în numele meu precum mulți alți foști fotbaliști sau... Da, i-am dat lui posibilitatea să hotărească pentru el, eu îl ajut cu sfaturi, iar el ia ce e mai bun pentru el. Adică este deja mult mai matur, pe probabil. Picioare. Bineînțeles. Vom discuta mai mult despre Ianis, pentru că am mai multe curiozități și întrebări pe care vreau să ți le adresez, dar acum vreau să te întreb ce părere ai despre faptul că majoritatea echipelor din Liga 1 ori au trimis în șomaj tehnic jucătorii, ori au suspendat contractele acestora. Ți se pare normal, firesc? Eu nu sunt în măsură să disec această problemă. Mă refer la partea juridică. De ce? Pentru că fiecare club are semnat cu jucătorul respectiv sau cu jucătorii respectivi un anumit tip de contract. Fiecare în parte trebuie să-și rezolve problema, dar atâta timp cât tu nu prestezi niciun serviciu, nimic, e de așteptat. Atâta timp cât cluburile nu încasează nimic și sunt sistate toate să zic, serviciile, e normal să se ia și la fotbal această decizie. Da, pe de altă parte, Pompiliu, te întreb, tu dacă ai fi fost jucător în activitate acum, ai fi acceptat această decizie a clubului la care ai fi jucat? Dacă așa s-a hotărât, deci nu te-ai fi opus. Știi ce te întreb? Nu. Te întreb pentru că unii fotbaliști au fost destul de vocali și au spus că au chiar de gând să meargă să acționeze în instanță cluburile de fotbal. Depinde, v-am spus, de fiecare jucător în parte. Cum interpretează el această situație? În schimb, la Liga 2, povestea chiar și Bărboianul la Petrolul, lucrurile sunt chiar ok, nu?
Da, chiar sunt foarte ok. Și cum ți se Sper din pare? tot sufletul să și promoveze. Acum depinde ce vor hotărâ cluburile în legătură cu play-off-ul, play-out-ul, federația, bineînțeles, ce vor hotărâ. Îți poți imagina că se va bloca și va rămâne un an, încă un an petrolul, așa, în Eu nu afară? cred că se va îngheța campionatul. Legat de asta, consider că e potrivit să se joace așa comasat? Se vorbea chiar că ar putea fi meciuri din două în două zile. Nu e periculos pentru jucători? Aici nu e periculos și vă spun și de ce. Pentru că acele cluburi care au investit în centrul de copii și juniori, acele cluburi care au un lot numeros și valoric, da, au de câștigat. Păi și cele care au o tonă de străini și la E care treaba lor. juniorii Fiecare joacă. club își managerează banii după cum consideră ei că e bine. Dar uite, vor veni vremuri când fiecare trage linie și spune aici am câștigat, aici am pierdut. Până la urmă, sportul e o competiție. Cineva trebuie să pierdă, cineva trebuie să câștige. Din punctul tău de vedere, după această perioadă de pauză, de cât timp au nevoie fotbaliștii pentru a-și reveni în forma fizică bună și ce fel de pregătire crezi că este necesară? Nu v-am auzit. Da, s-a întrerupt un pic din cauza internetului, scuze. Te întrebam, de cât timp este nevoie pentru jucători pentru a-și reveni într-o formă fizică bună după această perioadă? 3-4 săptămâni. 3-4 săptămâni în regim de cantonament cu mai multe antrenamente pe zi? Da. Da. Ar trebui să ne îngrijorăm de faptul că autoritățile mă spun că să nu mai pună sportivii presiune, să se reia și să se înceapă cu această perioadă de cantonament, adică să nu fie rea la acea dată de 5 iunie. Părerea mea că ar trebui să așteptăm un răspuns din partea autorităților. Mă refer la Ministrul Sănătății, la domnul Raed Arafat și ceilalți care sunt în sănătate, ei ar trebui să ne dea un verdict. Și în funcție de asta, cred că fiecare club, federație, ligă, poate să ia o decizie. Eu sper ca toate lucrurile să fie bine și să fi trecut acel vârf al pandemiei. Ai prefera să se joace fotbal oricum, fără spectatori, numai să se joace? Când te gândești la ce vremuri ai prins tu azi, ok, nu mai sunt atât de mulți oameni la stadion, la toate echipele, dar îți poți Dacă imagina asta să... e varianta, prima variantă la îndemâna tuturor, cred că aș fi de acord. Pompi, tu ai jucat la Steaua atât în perioada dinainte de Gigi Becali, cât și după ce Becali a preluat clubul. Se vorbește foarte mult despre lupta asta între FCSB, fostă Steaua, și echipa nou înființată de Armată. Din punctul tău de vedere, care este Steaua adevărată? Din punctul meu de vedere, consider că domnul Gigi Becali a investit nu mulți, foarte mulți bani și e cam singurul de vreo 20 de ani când tot investește și reinvestește. Așa. Eu consider că FCSB e continuarea stelei. Dar acum știți Bun. cum e. Deci tu consideri că FCSB este steaua. Pe asta am lămurit-o. Mai Da. departe, echipa armatei ce este în cazul ăsta? CSA? Din câte văd, mai sunt și alte echipe în aceeași situație. Așa. Păi, Nu sunt o garanție și deci spui că numele. este nou, pur și simplu o echipă nou înființată care doar deține Până palmarezul. din punctul meu de vedere, până nu Da. se va da un verdict final în procesul dintre FCSB și Păi Steaua, s-a nu putem dat. vorbi decât. Tribunalul A consideră decis că decizie sunt la CSA. definitivă că nou înființata CSA este continuatoare având palmaresul stelei până în 2003. Pe de altă parte, societatea lui Becali este cea care a continuat activitatea. Mă rog, tu ți-ai expus deja punctul de vedere, trecând la următoarea speță legată de această situație.
Ți se pare potrivit ca FCSB să nu joace pe stadionul Ghencea așa cum vrea Armata sau ar trebui să aibă drept de joc pe nou Ghencea? Atâta timp cât un stadion nu este al unui club privat și e de stat, prin contract de închiriere, poate juca oriunde. Am o rugăminte, orice poți club. Să stai un pic mai în spate să te vedem mai bine? Așa e perfect, da. Dacă poți să stai așa e perfect. Mersi frumos ca să te vedem în toată splendarea. Exact. Bun, da. Deci spui că orice echipă, nu doar FCSB, ar trebui să joace pe nou Ghencea. Nu numai în Ghencea, orice stadion. Ce Național Arena, dacă vrea să joace, eu știu, nu știu, să zicem, Petrolul, ce nu poate să joace, cu toate că iau casa lor. Da. Spune-mi sau o altă echipă, Voluntari, dacă vrea să joace, nu poate să joace pe Național Arena. Ia, ba da, poate să joace. Pompiliu, spune-mi, te rog frumos, ce ai simțit tu în momentul în care ai văzut că Ghencea se dărâmă? Deci atunci în acel moment am crezut că, să zic așa, amintirile care le-am avut plăcute și mai puțin plăcute, dar mi-au rămas în minte cele plăcute s-au dus, dar din fericire. Văd că te-ai emoționat un pic când vorbești de Ghencea, așa ai început, nu știu, te miști, te-ai schimbat un pic. Templul fotbalului românesc s-a refăcut. Păi mai e la fel? Mai e la fel, da, asta vreau să te întreb și eu. E mai frumos, mai frumos. Da, dar culoarele pe care ați pășit voi, cărămizile alea stricate, da. Așa... Nu, din păcate nu. Dar ca să putem să concurăm și noi cu celelalte cluburi de afară și cu celelalte țări, trebuia să facem și noi, să facem mai multe stadioane competitive. Îți mai amintești primul moment în care ai pășit pe gazonul din Ghencea sau în care ai intrat în bază? Ce da. Ai simțit? În 2000. Și când a fost? În 2000. Da, dar exact când? Poți să mai retrăiești acea zi, acel moment acum? Dar până atunci am fost, după cum știți bine, da. În 98 am fost la Steaua în cantonament, la Forban. Am făcut cantonamentul și am hotărât că, neavând șanse să joc acolo, am spus că vreau să mă întorc înapoi la Buzău să pot juca meci de meci. Și uite că am revenit după 2 ani de zile mai bine. Care a fost primul meci în care ai intrat? Mai știi? Alo? Da, care a fost primul meci în care ai intrat? Nu mai țin minte. Bun. Ce fotbalist din lotul FCSB-ului ți se pare, FCSB despre care tu spui că este Steaua, ți se pare cel mai valoros în acest moment? E o luptă așa, cel puțin în presă, între Florinel Coman și Denis Mann. Sunt jucătorii cei mai curtați de echipele din străinătate și cel mai bine cotați de Transfermarkt și de Gigi Becali, patronul echipei. Dăm voie să nu îți răspund cu X sau Y la această întrebare, pentru că nu mi se pare ok ca eu să spun jucătorul X e cel mai valoros, jucătorul Y mai puțin valoros. Nu, toți jucătorii din lotul FCSB-ului sunt foarte valoroși și importanți. Pe de altă parte, eu îți dau voie, dar trebuie să și insist un pic să-mi fac meseria de ziarist, să te rog atunci să-mi spui care este fotbalistul care ție personal îți place cel mai mult din lotul FCSB-ului. Fiecare pe posturile lor sunt foarte buni. De exemplu, îmi place și Man, îmi place și Coman, și Tănase, pot să spun și de Panțăru și de Crețu. Sunt foarte mulți, v-am spus, toți jucătorii din punctul meu de vedere sunt valoroși, altfel nu ajungeau acolo. Crezi că sezonul acesta FCSB are șanse reale la câștigarea titlului, la lupta cu CFR și cu Craiova? Da, bineînțeles. Chiar dacă îi vinde, de exemplu, pe Coman și pe Florinel pe Denis Mann? Chiar dacă îi vinde. Domnul Gigi Becali are variante de rezerve. Păi poate fi și fiul tău o variantă de rezervă? Asta nu depinde de
Nu depinde de X sau de Y, depinde de domnul Becali ce strategie are. De domnul Meme, de domnul Vintile, de domnul Argăseală, cei de acolo decid. Fiul tău, Ianis, a devenit deja interesant pentru echipe, am văzut din Portugalia, din Spania. Crezi că poate face pasul spre străinătate sau ar fi poate mai bine să mai rămână în țară câțiva ani? Eu zic că ar fi bine să joace aici în România și după aceea să se călească așa între ghilimele în România și după aceea să facă pasul la echipele mai mari de afară. Ianis este impresariat de Ana Maria Prodan. De ce ați ales să semnați cu Ana Maria? De ce nu cu Giovanni, de exemplu? Nu știu, cu Apostu, cu alți impresari, nu știu, Carmen, Gherghișan sau Florin Pentru Manea. Că Ana, pentru că avem și o relație de prietenie așa cu Ana și e normal să-mi îndrept atenția asupra ei. A, deci sentimental ați ales, ați luat această decizie. Am înțeles. Dar... Și îi mulțumesc pe această cale. Dar are o muncă destul de grea, de exemplu, pentru a-l duce în străinătate. Și spuneai că mai bine să stea aici, iar înțeleg din ce am mai vorbit și cu Ianis că asta ar fi și opțiunea FCSB-ului, să-l vrea aici, aproape, să-l poată monitoriza ca să-l introducă mai repede în echipa mare, nu? Da. Momentan el e împrumutat de către cei de la FCSB la Metalul Globus. Și din vară va reveni la ei. Înțeleg că și fiul tău, Alex, îl cheamă, dacă nu mă înșel, sper că nu mă înșel, joacă fotbal? Da, 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 și el joacă. Câți ani are? Poți să ne dai mai multe detalii? S-a vorbit foarte mult despre Ianis, dar despre Alex mai puțin. Da, 10 ani face și mulțumesc. Îi place fotbalul, chiar nu mult, foarte mult. E talentat, sincer, încearcă să fie obiectiv. Da, da, da. Și ce poți și Alex? El oscilează. Când vrea fundaș central, când vrea vârf. Și tu ce-l simți mai bine? Că ai și ochiul format, vorba aia. Eu îl simt mai bine vârf. Mai bine vârf. Ar fi interesant. Da. Dar care e mai talentat așa, Alex sau Ianis? Te pun într-o situație grea acum. Nu. Din punctul meu de vedere am spus așa. Degeaba sunteți talentați dacă nu și munciți. Asta așa este. E regulă de bază. Dar te întreb altceva. Sincer. Crezi că sunt mai talentați decât tine sau mai puțin înzestrați decât ai fost tu? Nu, eu cred că Ianis, cred că o să mă depășească cu siguranță, la cum îl văd eu de ambițios. O să mă depășească și îi doresc din tot sufletul, iar cel mic cred că îl va ambiționa această chestie. Ești un tată dur? Adică, având și ei presiunea unui tată fost fotbalist, cu nu am niște fost și, reușite. Nu am, fost sau... și nu, voi, nu am fost și nu voi fi un tată rău. Tatăl trebuie să fie cel care întotdeauna îi ajută atât cu vorba cât și cu fapta și canalizează pe direcția cea bună. Nu trebuie să aplicăm nu știu ce corecții. Mai ții ritmul cu ei la abdomene, la exerciții, mai ales acum în perioada asta? Atât cât pot. Deja unul la unul cu Ianis nu pot face față. Tu ai participat atât direct cât și indirect la două episoade, din punctul meu de vedere, istorice în fotbalul românesc. Primul a fost cel în care ai rupt steagul Rapidului pe genunchi, l-ai luat din mână lui Răzvan Lucescu. Și aș vrea să te întreb, mă rog, episodul s-a tot discutat de-a lungul anilor, e arhicunoscut de toată lumea. Vreau să te întreb, ce te-a condus la acel gest să-i smulgi steagul Rapidului din mâna lui Răzvan? Ai simțit furie sau ce ai simțit când îl vedeai cu steagul în mână? Probabil și supărarea rezultatului. Păi era 0-0 până la urmă, Ghencea, nu era chiar așa rău. Da. Păi da, dar știți, atunci când jucăm cu rivale, îți dorești din tot sufletul să câștigi, indiferent de poziția ocupată în clasament. Dar n-a fost nicio problemă, că după aceea ne-am întâlnit, eu jucam la Petrolul, el era la Rapid, antrenor, așa că toate au fost bune și frumoase.
Dar în acel moment ai simțit furie sau ce ai simțit? Că totuși e un gest foarte curajos să smulgi fanionul rival și să rupe genunchi. Nu, furie, supărare, v-am spus, supărare. Dar Răzvan ți-a răspuns atunci pe teren? Te-a înjurat sau te-a împins sau știu? Nu. A fost atât, doar un singur gest și atât, nimic mai mult. Pe care fiecare ne-am văzut de treaba lui. Mi-aduc aminte că după mulți ani ai revenit în Giulești, în tricoul Petrolului și ai fost înjurat și flerat de tot stadionul, ce n-am văzut în viața mea. Suporterii rapidiști nu te-au uitat pentru acest gest. Te-a făcut... Era și normal. Te-a afectat acea atitudine ostilă sau te-a făcut să te simți, cum se spune, fotbalist? Și dacă făceam acel gest și dacă nu făceam acel gest, tot noi eram privit cu ochi buni, jucând la Petrol. Bun, îți mulțumim mult. Știți, de tot... Știți rivalitatea dintre Petrolul și Rapid, așa că... Îți mulțumim mult de tot că ai fost alături de noi, Pompiliu. Să ai o zi frumoasă și multă sănătate. Mulțumesc la fel și o zi bună și vouă. Mulțumim. Mulțumim. Suntem alături de cel care este în continuare conducător la Dinamo, manager general, Florin Prunea. Bună dimineața, Florin, Hristos a înviat! Adevărat că a înviat, bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, te-aș întreba în primul rând? Bine. Departe de Dinamo, cum ți-e? Cum este la toți, destul de greu. Cum este la toți, la, și la jucători, și la antrenori. Același program, fiecare zi. Așteptăm și noi să se ridice o dată care de urgență și să ne putem să ne reluăm viețile normale, nu? Da. Florine, crezi în varianta asta în care astăzi se întâlnesc reprezentanții clubului Dinamo cu cei de la ADPD să tranzacționeze Dinamo? Din ce am văzut, din poziția celor de acolo și din poziția patronului, se pare că s-a ajuns la un uitor comun și atunci văzut că sunt și astea destul de mari ca să tranzacție se facă. Te-am putea vedea alături de ADPD, având în vedere că acolo e și Cornel Dinu, de exemplu? Eu îi cunosc, cunosc și pe Răzvan și pe ceilalți băieți de acolo. M-am întâlnit cu ei foarte mult timp înainte și mi-au cerut un sfat. Eu le-am spus cu dragă inimă, mai ales că sunt băieți de caracter, la fel ca și cei din PCH. Da. Ideal ar fi dacă ar găsi cumva o cale de mijloc să fie toți împreună, pentru că Dinamo acum, în situația în care este, are nevoie de toți suporterii să fie unici. Bine, PCH-ul tocmai a dat un comunicat de dimineață prin care arată că nu agrează încercarea lui Negoiță de a ceda clubul lui ADPD. E clar că sunt niște orgolii dintre cele două, cum să le spunem, asociații și că e greu să se ajungă la un numitor comun. Da, aici nu pot să mă pronunț, nu știu exact ce orgolii sunt. Eu cred că ar fi mult mai bine și ar avea o forță mult mai mare și așa ar fi normal, ca toți suporterii să fie uniți. Că Dinamo a fost puternică, te-ați văzut, nu mai departe de meciul cu Steaua, când toată lumea este unită și trag toți într-o singură direcție. Corect. Florine, am și o curiozitate. Poți să-mi spui și mie de ce te-a adus Ionuț Negoiță la Dinamo? Că să fii lăsat să-ți faci treaba, n-ai fost lăsat. Da. Eu ce pot să răspund la întrebarea asta? Bine, la întrebarea asta trebuie să răspundă numai patronul. Eu nu pot să fiu în locul domnului Negoiță. Eu am o variantă în minte. Hai să-l aducem pe Prunea să potolim suporterii. Că e nume, e legendă. În niciun caz. Ai văzut ce repede i-a potolit. Da, da, n-aveau de unde să știe chestia asta, că se vor întoarce și împotriva ta. În niciun caz și eu am spus de la început că eu nu vin pe post de viitoare, pentru că nu era cazul. Da. Mie mi s-a spus de la început că trebuie suporterii unii dintre ei care am grăbit și pe care îi știu. Indiferent cine venea, Florine, putea să vină și ce mai mare jucător, că n-a avut Dinamo istoric sau prea mult greșit, putea să vină și Anieri la noi. După ceea ce s-a întâmplat acolo, oricine era înjurat. Și mi s-a spus, mi-am asumat chestia asta, nu stau să mă plâng acum. Ai zis, bine, asta e, o să vedem. Eu am încredere că vom face treabă. Din păcate, nici statele nu ne-au ajutat. Știți foarte bine că a fost un an imposibil, practic, la Dinamo. Foarte greu, în condiții grele. Vedeți și dumneavoastră, acum nu este decât rezultatul a ceea ce s-a întâmplat în acest, în acest an. În care nu este gata. Eu trag un salam de alarmă. Nu este gata.
În cariera ta de conducător, Florin, tu ai fost învățat să ai putere de decizie, adică să existe o strategie gândită de tine, dusă la final de tine. Aici nu ai fost deloc lăsat. Cât de mult te-a frustrat chestia asta? Păi n-am avut un control. Tot ceea ce am făcut a fost pentru antrenori și pentru echipă. Și pe unde am lucrat și... Eu cred că aceasta este rolul unui conducător. Să fie aproape de antrenori și de jucători și mai ales în momentele grele. Îmi pare rău că nu am reușit așa ca să ținem echipa departe de toate aceste lucruri, de toate această incertitudine care a măcinat așa la socul clubului în fiecare zi. Și uite că am ajuns într-o situație în care eu sper să te ia licența, nu cred că vor fi probleme, dar după aceea situația va fi una grea. Știți foarte bine adresanțele care sunt. Vin da. Și trebuie și investiție pentru a termina acest an, pentru că dreptul din televiziune s-au dus. S-au dus la negoiță, da. Atenție! A, nu știu, nu știu. Da. Dacă s-au dus la negoiță. Tu ești neplătit de 3 luni, dacă nu mă înșel, 4 luni, nici nu știu exact. De 6 luni. De, mult, de 6 luni? Da, dar asta nu este, am văzut așa că l-a deranjat pe patron că a făcut public acest lucru. Mie mi s-a... Da, a zis de tine, a zis de tine la Digi Citez că ești pică par măleață în gura lui Nătăfleață. Am văzut în direct chestia asta. Da. N-am prea înțeles ce vrea să zică. Păi nicio, dar te întreb, adică dacă îți vrei salariul din contract, ești Nătăfleață sau cum? Nici nu m-am gândit foarte mult așa, că am văzut și eu reacția... Una care pe mine mă miră, că discuțiile pe care eu le aveam cu dânsul erau unele pe care nu o să le fac suficient niciodată. Da. Și mai ales că în momentul când am venit la Dinamo, am avut niște lucruri care le-am pus la punct, dar sigur că asta este viața. Asta cumpără lumăleață chiar că n-am înțeles. Eu nu fac din asta un titlu de glorie că n-am primit salariu. Puteam să primesc salariu, dar am refuzat, pentru că acela angajat din club, cei care aveau oamenii ăia săraci de pe la Tătica și pe la Dinamo să și ia și salariile alea de 15 milioane, 20 de milioane, că plângeau tot timpul. Că nu avem și noi și așa avem salariile mici. Și nu asta e problema, că ne-am luat eu banii 6 luni. Și aș vrea ca să lămuresc și acest lucru, că am văzut că a apărut în presă cu licența. Cu licența. Nu depinde de mine, de Florin, cu noi, pentru că la mine se știe foarte bine, nu este o problemă. Cum se poate gândi cineva că eu, Florin Prunea, o să mă pun de acum merișul ca Dinamo să merită pentru că nu i-am primit eu bani. Nu este asta problema. Trebuie rezolvată, într-adevăr, cu jucătorii. A, deci tu spui că în caz de ceva ești dispus chiar să-și amân să primești banii mai târziu ca Dinamo să ia licența? Asta este cea mai mică problemă. Nu este problema asta, că aici trebuie să punem tot umorul în momentele astea. Asta e interesant. Uite că lumea te-a judecat că ai salariu mare și așa mai departe, dar tu ești dispus acum să amâni datoriile către tine pentru a... salariu mare. Este un salariu normal pentru un club din... Este cel din salariu pe care eu l-am avut ca și conducător în toți aceștia. Niciodată n-am avut un salariu așa de mic. Păi da, dar la Dinamo e un salariu mare, pentru că acolo, știm, 1.000-1.500 de euro alți colegi din organigramă. Da. Asta este problema lor că au acceptat. Acum știți cum e, că trebuie la o negociere, fiecare știe ce are de făcut și sunt decizii pe care trebuie să le iei unilateral. Dacă îți convine sau nu ți convine. Deci ca să pună la bine la câte tâmpenii au apărut despre mine și la câte dezinformări și minciuni nu mă mai miră. Dar asta aș vrea ca să și-ți mulțumesc că mi-ai oferit ocazia ca să o punem la punct. Cu siguranță. Florin, spune-mi, te rog, e adevărată informația că unii fotbaliști din lot au fost plătiți mai mult decât alții? Adică vedetele au primit mai mulți bani ca să fie asigurați că nu pleacă liber sau mai știu eu? Dacă s-a întâmplat acest lucru, este un lucru foarte grav. Și dacă cineva a făcut așa ceva, trebuie să plece în secunda următoare. Asta înseamnă să arunci vestiarul în aer. Eu nu știu despre o asemenea variantă, dar cred că la această întrebare trebuie să vă răspundă altcineva și la mai multe întrebări. Mai da, Florin Prunea ajunge așa un nume într-un club, da? În care să nu știe niște lucruri sau tot ce mișcă? N-ar fi normal să fii implicat în tot ce mișcă?
Păi ar fi normal, dar noi eram la Stăpica și ne trezeam cu jucători care nu știam despre ei, unde sunt, cine sunt. M-am trezit într-o zi cu unul, cu impresar să vină jucătorii, să vadă jucătorii la antrenament în probe. Băinele, tu e sănătos la cap, eram cu tușa. Și am zis, dom'le, cine sunteți, ce cauți aici? Păi dom'le, ne-a trimis cu tare că să ne uităm la Necutescu, la antrenament, că vrem să-l cumpărăm. Incredibil. Cum să-l vedeți, să nu înțeleg. Păi ne-a trimis aici la antrenament și vă rog frumos afară. Dar cine, Florin, cine a trimis? Bogdan Bălănescu, cine? Nu cred că e greu de bănuit. De atunci am luat legătura cu patronul și am zis, dom'le, nu se poate așa ceva, e Dinamo București aici, cum să vină directorul sportiv de la un club să se uite la jucătorul nostru la antrenament? Am luat o rază cu toții, am înnebunit. Da. Și m-am dus la dușa și am zis, dom'le, vă rog frumos. Când am intrat înăuntru, la noi în birou acolo, mă uit pe geam, se ascundeze pe după gard acolo, eu sunt impresar. Și totuși te uitau la antrenament. Deci nu vine să cred ce ne povestești. E parcă și în comediile cu Ilie de Funé. Și atunci am ieșit afară și cu o voce așa mai ridicată am poftit frumos să părăsească antrenament. E, de atunci am simțit așa că se întâmplă lucruri. Asta era cel care a pus capac. L-am sunat pe patron și am zis, dom'le, vă rog frumos, nu se poate așa ceva. Este inadmisibil. Până lucrurile la punct, că nu se poate. Râde lumea de noi, suntem cu jucătorii aici, cu antrenorii, cum se vine să vadă jucătorii la antrenament? Da. Și patronul atunci a avut tăria, ce făcuse și o ofertă pentru acel jucător și m-am opus cât am putut împreună cu antrenorul, să nu plece, că era o sumă. Mi-aduc aminte, era din Polonia oferta. Da, era o sumă derizorie. Știu. Pentru valoarea jucătorului, pentru jucător de echipă națională de tineri. Și l-am convins cu argumentele clare pe patron și n-a făcut acest pas. Bun. Îți mulțumim mult de tot, Florin, că ai fost alături de noi. Multă baftă, să fii sănătos. Numai bine, sănătate. Suntem alături prin telefon de Răzvan Oprea, președintele Asociației ADPD, asociație ce astăzi e programată să negocieze cu Ionuț Negoiță preluarea clubului. Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața! Poți să ne spui care e situația exact dintre asociația pe care o conduci și Dinamo București, Ionuț Negoiță, în acest moment? Exact care ai spus-o tu mai devreme. La ce oră? La ce oră ar trebui să vă întâlniți? Nu o să vorbesc termenii ăștia în detaliu. La ce oră, ce se va discuta. V-am spus, adică ceea ce știți, exact asta este. Mai mult de atâta n-am ce să comentez despre întâlnirea asta. Ce a spus colegul mai devreme, exact asta e. Bun. Răzvan, atunci spune-ne măcar, vă veți vedea la notariat, la birou, la RIN? Dă-ne câteva detalii, să avem și noi habar care e situația. Că ne gândim să nu ne păcălească pe toți, Ionuț Negoiță, din nou, de-aia te întrebăm. Evident că nouă ni s-a mai întâmplat ceva asemănător. Se poate și asta, dar sperăm să nu. Și credem în ceea ce și-a asumat public domnul Negoiță și sperăm că astăzi să se pună bazele serioase pentru preluarea lui Dinamo. PCH a emis un comunicat de presă în această dimineață prin care arată clar că nu este de acord cu decizia lui Ionuț Negoiță de a negocia cu voi. Acum nu te întreb pe tine personal, ci pe tine ca reprezentant al ADPD. Vă sperie acest lucru că PCH opune rezistență în continuare? Să mă sperie? Hai să fim serioși. Păi suntem, Răzvan, totuși vorbim de o masă de oameni. Nu vorbim de o masă de oameni și nu vorbim de cei care au... Deci nu vreau să vorbesc de ce ai spus mai devreme, de acei oameni și ce declară deși. Ok, deci nu vrei să faci nicio referire la PCH. Nu a arestat nimeni dinamovismul pe lume. Sunt foarte mulți dinamovii la Peluda Sud, sunt sute de mii în țară și prin străinătate. Bun. Voi în acest moment, știu că aveați la un moment dat niște cotizații ce se ridicau undeva spre 50.000 de euro pe acolo, sau greșesc? Da, nu este relevant. Cotizațiile nu sunt relevante aici. Bun, dar ăștia sunt banii pe care îi dispuneți în momentul de față, nu? Da, dar nu ne bazăm pe banii ăștia, îți dai seama. Nu, n-am spus că vă bazați. Te-am întrebat pur și simplu dacă astea sunt cotizațiile. Care ar fi planul dacă, ipotetic și utopic, de fapt utopic vorbind, Negoiță vă dă clubul astăzi, care ar fi următorul pas imediat pe care vreți să-l faceți?
Am spus de un milion de ori de la lansarea acestui proiect. Acest proiect se bazează pe surse din mai multe părți, pe surse de finanțare multiple. Una dintre ele sunt cotizațiile, dar asta este o parte foarte mică, de aia nici nu ne-am axat așa ceva. Nu am făcut un program de strângere de bani așa de asidu. Am dat drumul la un moment dat la niște cotizații, fiindcă erau cheltuieli curente care trebuiau să nu mai fie suportate de noi membrii fondatori. Dar planul acestei asociații este de a duce lângă noi investitori serioși care nu doresc să dea tunuri la Dinamo și să devalideze un club de ca în greu, Răzvane, sincer, scuză-mă că spun, să găsești oameni care nu vor să dea tunuri prin fotbal. Sunt oameni cu care suntem în contact și sperăm ca acești oameni să își onoreze și blazonul și promisiunile. Pe lângă asta, un plan mai pe termen mediu, adică nu în realitatea imediată, ci într-un orizont de timp de câteva luni, un an, să reușim să aducem lângă noi niște companii mari care să ofere sponsorizare, pentru că o asociație are infinit mai multe posibilități de a fi sponsorizată în condiții foarte avantajoase pentru companii față de un SRL sau un SA. Cât contează și contribuțiile sau gesturile, micile, cotizații, așa, măcar simbolice, precum... Contează foarte mult. Mă refer aici că am văzut acum Nicolae Stanciu, de exemplu. Surprinzător pentru mulți. Nu mă interesează acest aspect. Dar nu ați refuzat pe nimeni, nu? Pentru a salva Dinamo. Evident că nu am refuzat pe nimeni, dar nu mă interesează acest aspect. Mai rămâne să fie Gigi Becali glorificat. Bun asta. Răzvane, totuși simt o schimbare de atitudine în discursul tău. Noi când am vorbit, cred că sâmbătă te-am sunat, în momentul în care Negoiță v-a transmis oficial prin e-mail că e de acord să vă cedeze clubul, vorbeai despre o punte de comunicare între voi și PCH, despre posibilitatea de a colabora. Acum spui că nu te interesează. Ce s-a schimbat din weekend și până acum? Eu și au dovedit în nenumărate rânduri că sunt împotriva unui proiect socios la Dinamo. Ceea ce fac este o chetă. Bun. În mod normal, diseară sau mâine ar trebui să știm ce s-a discutat între voi și Negoiță, nu? Dacă s-a ajuns la o finalitate. Când se va ajunge aproape de o rezoluție în această problemă, probabil că veți afla. Dânsul o să iasă mai repede decât noi să spună, probabil. Bun. Am înțeles, îți mulțumim mult, Răzvan, că ai fost alături de noi. Multă baftă. Doamne ajută, la revedere. La revedere. Da, și acum suntem în direct prin Skype alături de Denisa Dedu, portarul celor de la CSM București. Bună dimineața, Denisa! Bună dimineața, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Cum ai petrecut Paștele? Ai mâncat mult? Nu pot să spun că am mâncat mult, dar într-adevăr că am gustat din fiecare bunătate, să zic așa. Am petrecut alături de familie. Ai gătit și tu? Am ajutat-o pe mama. Da. Nu chiar nu obișnuiam să gătesc atât de mult, dar în perioada asta am început să fac și eu lucrul acesta și noroc că o am și pe mama alături care mă ajută cu sfaturi. Păi și când ești la București, ce faci? Cum mănânci dacă nu prea gătești? La București avem și mese din partea clubului. Pentru mine, nu știu, gătesc destul de simplu ce nevoie am eu. Nu mă complic prea tare. Mă descurc, nu... Nu mă de foame. Ai avut timp să înveți totuși acum ceva? Nu știu, îți plăcea poate sarmalele când erai mică și acum te-ai pus și tu la muncă să devii expertă și la bucătărie? Expertă nu pot să spun că sunt, dar am început să fac de toate, să zic așa, și dulciuri și ciorbe, acum au fost sărbătorile. Bun. Am făcut și din mâncările astea tradiționale. Bun. Ai mâncat, te-ai relaxat, dar cu antrenamentele cum stai? Fost clar că mă antrenez în fiecare zi. Într-adevăr, nu dispun de condițiile pe care le aveam înainte de pandemie, să zic așa. Desigur că
este destul de incomod să faci antrenamentele în casă, dar asta este, m-am conformat și am găsit soluții cât de cât ca să pot să mențin un tonus cât de cât bun. Ce exerciții faci? Păi mi-am achiziționat niște greutăți elastice, nu știu, izometrii, reușesc și cu greutățile să fac anumite exerciții, mai reușesc să mai ies și afară, în jurul casei, în blocului, de fapt, să alerg. Deci cam atâta. N-ai avut probleme cu poliția, ceva să te oprească că alergi? Să te amendeze. Nu, până acum n-am avut parte de lucrul acesta. Ți-e dor de colege? Da, normal, că mi-este dor, chiar foarte, foarte tare, de echipă, de meciuri, de handball, de spectatori, normal, de toată lumea. Pe cine crezi că vei mai regăsi când te vei întoarce? Pentru că la voi e cu tot o altă problemă față de alte sporturi, se semnează cu mult înainte, deja știm, nu? Niște fete care vor pleca. Da, nu știu cum se va soluționa treaba aceasta. Într-adevăr că este dificil și pentru cei din conducere. Într-adevăr, sunt colege care în vara aceasta, cred că până 30 mai, își vor termina contractele. Nu știu ce se va întâmpla, sincer, e o incertitudine, clar, nu se știe nici când se vor relua meciurile, chiar nu știu, nu pot să spun eu lucrul acesta, nu mă pot pronunța eu. Eu îmi doresc, clar, să reîncepem și să fim în același colectiv. Tu ai un salariu, dacă nu mă înșel, la CSM de 6.800 de euro pe lună. Consider că este un salariu mare pentru handbalul românesc sau potrivit valorii tale? Da, nu știu, nu mi se pare aspectul acesta acum de discutat. Practic, sumele acestea sau contractul pe care îl avem este, nu știu, stabilit de ambele părți atunci când s-a semnat. Fiecare trebuie să fie mulțumit cu ce s-a înțeles, atât cât este, eu încerc să-mi fac treaba și nu ține de lucrul acesta, ce sumă sau dacă, nu știu, este prea puțin sau prea mult. Dar, Denisa, să știi că noi nu vă întrebăm pe voi sportivi, că voi aveți chestia asta, evitați să vorbiți despre bani. Nu e nimic rău. Odată ce contractul e semnat, e dreptul tău, ți l-ai negociat, nu e nimic de ascuns și nu e nimic rău dacă câștigi mai mulți bani decât altcineva. Te întrebam pur și simplu de curiozitate, cum vezi tu dacă ești răsplătită conform valorii tale? Da, e normal că e și partea financiară, e un aspect foarte important. Dar până acum eu sunt mulțumită de lucrul acesta, cu siguranță că pe viitor, nu știu, vor avea loc, probabil atunci când se va termina contractul, vor avea loc alte, nu știu, negocieri sau discuții. Până atunci, eu mai am încă un an contract, consider că sunt mulțumită de momentul prezent, de ceea ce este. Vă deranjează însă că românii comentează, critică în legătură cu banii ce merg, nu, la CSM și la salariile voastre? Aceiași români care poate au stat și au plâns la multe din performanțele voastre, nu? Probabil priviți și așa? Da, într-adevăr că nu este plăcut să auzi tot felul de, nu știu, plângeri sau nemulțumiri din partea oamenilor și să-ți conteste, practic, cât anume câștigi. Trebuie să se țină cont că și în cariera noastră, meseria noastră, se fac multe sacrificii. Nu e ușor să stai de multe ori departe de familie. Deci, și nu doar asta, adică mă gândesc la tine care ești portar, îți mai vine câte o minge în față, Doamne ferește, cred că vine ca un pumn. Da, normal, sunt multe, multe, multe lucruri și
consider că merităm, nu știu, nu e ușor să faci sport de performanță și oricum viața sportivă nu este atât de lungă, să zic, și atunci fiecare încearcă să strângă niște economii, nu, de-a lungul carierei, deci nu ar trebui. Normal că vor exista tot timpul cricotaj, vor fi contestate anumite lucruri, dar să nu uităm că sportul practic ne ține sus și nu știu, reprezentăm totuși România cât putem noi de bine. Tu spuneai că, într-adevăr, cariera voastră este scurtă și trebuie să strângeți bani. Tu ești o fată tânără, frumoasă, ai capacitatea să strângi bani? Să nu cheltui tot ce ți intră în conturi? Da, normal, trebuie să fim rezonabili și în privința mea clar că sunt destul de echilibrată din punctul ăsta de vedere și încerc să gestionez cât de bine partea asta financiară, dar normal că îmi fac și anumite poftiri. Mai și scăpări, nu? Da, normal, practic trebuie să ne facem și anumite plăceri, pentru că nu pentru asta muncim, să ne facem viața cât mai frumoasă. Dar chipzuim. Pentru că, uitați, vin vremuri grele, cum este și perioada aceasta, și e bine să ai un ban pus deoparte, să zic așa. La un moment dat am citit despre tine că erai înscrisă la facultatea de marketing. Ai mai continuat studiile? Da, am făcut facultatea de marketing, dar nu am mai continuat pentru că eu am fost și plecată din țară, în Ungaria, și clar că mutându-mă dintr-un loc în alt și într-o țară în alta, e greu ca să fii prezentă la cursuri și... Deci n-ai finalizat-o? Da. Poftim? N-ai finalizat-o? Mai trebuia să-mi dau licența, dar în perioada aceea a trebuit să fiu la olimpiadă și, din păcate, a trebuit să o amân. Dar nu, înseamnă că ai terminat facultatea, mai trebuie doar să dai licența. Ai finalizat studiile. Da, 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 da. Felicitări. Da. Da, de ce ai ales marketing și nu sport? Pentru că am vrut să fac altceva, nu știu, ceva diferit față de ce am făcut, să zic, până acum, așa nume sportul. Mai eram curioasă și, nu știu, să activez și în alt domeniu. Și consider că poate ar fi o legătură între marketing și sport. Adică se poate crea o anumită legătură. Adică te vezi lucrând în organigrama CSM-ului peste câțiva ani după ce te retragi, nu? Cine știe, orice e posibil, dar eu sper că 10 ani să mai activez în sport. După aia, cu siguranță că voi încerca și altceva, clar. Citeam, mă rog, când ați fost cu echipa națională în Japonia, despre faptul că fetele cu tatuaje erau, hai să nu le zic interzise, dar li se tădeau tot felul de chestii să-și pună pe ele și așa mai departe. Tu ai avut probleme de genul ăsta cu tatuajele tale? Nu s-a întâmplat să existe vreo problemă în privința asta, nici eu, nici colegele mele. Da, știu că au fost tot felul de discuții legate de lucrul acesta. Într-adevăr, în Japonia sunt anumite reguli legate și de tatuaje, dar noi nu am avut probleme de genul acesta. Tu câte tatuaje ai și la ce vârstă ți-ai făcut primul tatuaj? Da, am vreo 4. Vârsta nu mai știu exact. Nu știu, cred că în jur de la 19-20 de ani. Ai de gând să-ți mai faci? O să te vedem așa, la un moment dat, plină de tatuaje? Bine, nu. Probabil că o să mai fac, dar destul de discrete și așa, finut, zic eu. Care a fost cel mai dureros tatuaj pe care l-ai? În ce zonă? Cred că cel... Nu au fost dureroase. Eu consider că nu au fost dureroase. A fost o... Nu știu, neapărat o durere, dar a fost destul de suportabil, nu consider că a fost dureros nimic. Spune-mi, te rog, ce înseamnă pentru tine Luminița Huțupan? Da, clar că a fost o legendă în handbalul mondial, a fost considerat unul dintre cei mai buni portari ai tuturor timpurilor. Am avut ocazia să o cunosc, chiar debutul meu la Naționala de Senioare
Dânsa a fost și antrenoare acolo și m-a ajutat, mi-a oferit încredere, a văzut potențial în mine și mi-a dat șansa să pot să fiu la echipa națională. N-am lucrat foarte, foarte mult timp cu ea, dar cu siguranță că am învățat anumite lucruri și m-a sfătuit. Și mai ales la o vârstă fragedă, să zic la 17 ani cât aveam atunci, m-a ajutat mult să fie cineva care are încredere în mine și mai ales când vine din partea unui portar cu renume. Și ai ajuns la o experiență acum și această perioadă v-a prins într-o situație cu multe meciuri. Cum vezi ce se va întâmpla în legătură cu Final Four-ul? Aveați niște adversare? Da, așa este. E o perioadă clar dificilă. Chiar noi, înainte să se întrerupă campionatul, consider că eram pe o pantă ascendentă, așa, câștigasem destul de multe meciuri, chiar ne pregăteam pentru un pas următor, și anume duelul cu Ghior. Din păcate, totul s-a întrerupt. Nu știu exact ce o să fie, când se va juca Final Four-ul sau calificările, dacă se va mai relua campionatul. E o incertitudine pentru toată lumea. Eu sper totuși să se găsească o soluție bună pentru noi. Dar clar că sănătatea e pe primul loc. Nu știu, eu încerc să fiu totuși optimistă. Bun. Asta a fost. Îți mulțumim mult de tot, Denisa, că ai fost alături de noi. Multă baftă și să ne auzim cu bine. Să rămână. Asemenea. Da. Asta a fost pentru astăzi. Îți mulțumesc și ție, Carmen, că ai fost alături de noi. Ne revedem mâine dimineață la ora 10 la ProSport Live. Până atunci rămâneți pe www.prosport.ro pentru cele mai interesante știri din sport. Să aveți o zi frumoasă!